În mai puțin de 24 de ore, USR a cerut demisia două nume importante din guvernul PSD. Primul vizat este ministrul Justiției Tudorel Toader. În cazul lui, membrii USR intenționează în viitorul apropiat să depună în Parlament o moțiune simplă. Am făcut o evaluare a ministrului Justiției și am concluzionat că este un ministru de nota 4. Ca tare, i-am cerut respicat demisia din această funcție. Am argumentat și de ce am ajuns la concluzia că este un ministru de nota 4, prin faptul că a promovat niște legi criticate de majoritatea magistraților din România, de Comisia de la Veneția, de Comisia Europeană și de Greco, a declarat deputatul USR Stelian Ion. Ministrul Justiției mai este acuzat că a promovat un text al abuzului în serviciu care servește intereselor infractorilor și că a mințit atunci când a spus că nu știa de protocolul din 2016, chiar dacă i s-a demonstrat prin acte că știa de acel protocol. USR a mai lansat și alte acuzații la adresa ministrului Justiției. Prin declanșarea procedurii de revocare a procurorului general Augustin Lazăr, Tudorel Toader vrea să oprească ancheta parchetului general asupra represiunii din 10 august și să îngroape adevărul cu privire la responsabilitatea politică pentru gazarea, lovirea și rănirea protestatarilor, a arătat USR. Un alt ministru vizat este ministrul agriculturii, Petre Daeea. Acesta este acuzat de incompetență și nepăsare în rezolvarea crizei declanșate de gripa porcină africană. Ministrul agriculturii avea datoria de a informa încă de la bun început, încă din faza apariției și confirmării bolii la graniță, a tuturor factorilor de decizie din administrație în legătură cu măsurile care trebuie luate. Pentru că nu s-au făcut, azi fermierii români au pagube de milioane de euro, au spus reprezentanții USR printr-un comunicat de presă. Ministrul agriculturii, Petre Daeea, a declarat recent că din 1603 dosare depuse până acum au fost despăgubiți fermieri în doar 83 de dosare. Motivul este faptul că, cel puțin până la rectificarea bugetară, statul nu are suficienți bani pentru decontarea pagubelor produse de pesta porcină africană. Acesta a asigurat fermierii că nu vor rămâne descoperiți și că despăgubirile se vor aloca din bugetul de stat și de la Uniunea Europeană.